Ni s-au aruncat de multe ori rămășițele de la mesele bogaților și ni s-a pretins recunoștință timp de câteva generații pentru ele. Ne-am vândut resursele, pădurile și lacurile, am închis fabricile. Am dat aproape pe nimic tot ceea ce noi, părinții, bunicii, străbunicii noștri au construit și au păstrat timp de secole. Și după asta, după ce am închis tot și după ce am vândut aproape tot, pentru că i-am lăsat fără o șansă reală, românii noștri au început să-și lase familiile și casele și să plece în străinătate pentru o viață mai bună. Pentru o bucată de pâine, care însă de multe ori s-a dovedit a fi o bucată de pâine amară, câștigată în condiții grele, apropiate de sclavie și de umilință multă. Clasa politică. Păi clasa politică a contribuit major la ceea ce ni se întâmplă. Și tocmai de aceea trebuie trezită la realitate, trebuie curățată. Și dacă refuză să fie curățată, trebuie trimisă acasă. Ce blestem, încă o dată, o fi fost pe poporul nostru să nu aibă conducător în ultimul timp care să-l iubească cu adevărat, care să simtă cu adevărat pentru acest popor. Din nefericire, niciunul dintre cei care ne-au condus în ultimii zeci de ani, dintre cei care ar fi trebuit să aibă grijă de România și de poporul nostru, de imaginea noastră, niciunul n-a făcut-o cu adevărat. Ba dimpotrivă, nedându-și poate seama, că nu vreau să-i acuz de altceva, s-au dus și ne-au vorbit de rău. Și s-au cocoțat și ei mai sus pe imaginea României, dar pe o imagine care nu ar trebui să fie a noastră. Că nu este a noastră. Noi suntem altceva decât ceea ce au prezentat ei acolo. Și atunci, de ce să ne mirăm că România e lăsată la coada clasamentelor, când conducătorii ei, politicienii ei, oamenii care o reprezintă și ar trebui să o facă cu mândrie și cu demnitate, se duc și își dau cu stângul în dreptul și în loc să vorbească pe aceeași voce și să aibă același discurs, ei merg și se contrazic și spală rufele în exterior. Să nu mă înțelegeți greșit. În România, știm cu toții, există corupție, există hoție, există mizerie, există sărăcie, dar în egală măsură aceste lucruri există în toate aceste țări care ne dau astăzi atâtea lecții de morală. La noi, da, am început o luptă anticorupție. Și au fost prinși câțiva dintre peștii mai mari, cum le spun ei. Dar pe lângă aceștia au fost acuzați și condamnați oameni care au furat o pâine, oameni care au dat un plic ca să-și poată rezolva un medicament pe care altfel nu și-l puteau plăti. Și în același timp, în Europa, prin marile bănci din unele țări occidentale se spălau miliarde de euro și nimeni nu a fost arestat. Dar tot România a rămas țara aia plină de hoți și de corupți. Deci da, noi avem problemele noastre de rezolvat și le vom rezolva dacă avem cu cine și dacă avem lideri care vor cu adevărat să facă asta. Dar să o facem în spiritul dragostei față de țară și cu respect și fără să ne mai spălăm necazurile și rufele în exterior. Revenind la clasa politică, pe care am eu un mare bai acum, trebuie să o curățăm, după cum am mai spus. În consecință, al doilea principiu al programului meu este eliminarea privilegiilor și imunităților politicienilor.
În viziunea mea, acest lucru reprezintă o condiție esențială pentru a termina cu abuzurile și corupția din România și pentru a construi cu demnitate, onoare și curaj o Românie umanistă, prosperă, frumoasă, o Românie în care noi, fiecare dintre noi, să ne regăsim. Așa cum... Așa cum am spus, noi aici la Cluj suntem așa mai încetuți. Așa cum am mai spus de nenumărate ori în ultima perioadă de timp, avem obligația de a transforma principiul constituțional nimeni nu este mai presus de lege în realitatea noastră curentă. Aceasta este regula fundamentală pe care o respectă democrațiile autentice. Și totuși, în România anului 2019, sunt încă unii care încalcă legea, dar nu sunt pedepsiți. Și asta pentru că au imunitate, unii dintre ei. Uite caietele. Dar pune și penarul. Așa? Gata? Da. Ai făcut? Da. Hai să vadă mami. Fai, ce greu este. Ți-ai pus penarul, văd că ți-ai pus și caietul de citire, ți-ai pus de matematică, ți-ai pus și cartea la bibliotecă? Uh-huh. Ok. Oare vreun ministru al educației a ținut vreodată în mână un ghiozdan al unui copil de 8-11 ani? Oare cum îi se pare dacă îl ține? Dacă noi am cărat în spate, în timpul școlii, pe vremuri, ghiozdane grele, oare chiar vrem să facem aceeași greșeală și cu copiii noștri? Și asta când anume, în plină eră a revoluției digitale. De aceea spun că avem nevoie de un învățământ modern, un învățământ în pas cu lumea, dar pentru asta avem nevoie și de un președinte tânăr cu viziune și îndrăzneală. Îndrăzneala de a porni lucruri noi de care alții se tem. Eu nu mă tem. Sunt multe de făcut în sistemul de învățământ românesc. Vă invit să discutăm împreună despre asta la un viitor Q&A aici pe Facebook.
avem de finanțat programe de antreprenoriat, trebuie să atragem investitori, trebuie să ne sprijinim firmele locale, trebuie categoric să dăm dovadă de stabilitate, trebuie să dăm dovadă de predictibilitate. Adică predictibilitatea ce înseamnă? Firmele să știe în avans cu cel puțin 6-10 luni ce urmează să se întâmple din punct de vedere fiscal. Nu poți să-i obligi pe oamenii care au îndrăznit și și-au luat viața în mâini să-și facă o firmă, să le impui, de fapt, noi sisteme și noi taxe de la o lună la alta. Deci trebuie să punem țara în ordine și trebuie clar să ne educăm oamenii din multe, multe puncte de vedere. În paralel cu curățarea României, ne vom concentra pe al treilea principiu sau piatră de temelie a programului meu. Crearea unei adevărate clase de mijloc în România, clasă de antreprenori și salariați plătiți corect de firmele pentru care lucrează. Banii investiți în privilegii trebuia să fi fost investiți în micile afaceri de familie, în microferme, în dezvoltarea antreprenoriatului în România. Asta vom face pentru că nu avem alternativă dacă vrem să ne ținem tinerii în țară, să ne aducem românii și competențele înapoi. Iar președintele este primul care trebuie să dea acest semnal, implicându-se activ în atragerea de investitori străini, în susținerea capitalului autohton, în redefinirea diplomației economice a României. Șase milioane de români sunt supuși riscului de a trăi în sărăcie. Asta spun datele oficiale. Aici ne-au adus politicile de 30 de ani ale guvernelor și președinților pe care i-am votat cu încredere până acum. Ei s-au perindat pe la putere, au venit
ne-au luat votul, dar n-au făcut nimic. 30 de ani în care guvernele fie de dreapta, fie de stânga, ne-au mințit, ne-au dus cu vorba și noi am rămas în sărăcie. 6 milioane de români înseamnă o treime din populația țării. 6 milioane de români săraci înseamnă un mare eșec al politicienilor de până acum. Îi mai votați? Aveți încredere în continuare în ei? Credeți că se vor schimba? E absurd. E nedrept. Iertați-mă că plâng, dar pur și simplu nu mai știu ce să fac. Nu-i corect. Sunt cuvinte pe care mi le-a adresat marți în Cluj o doamnă trecută de 50 de ani care mi-a povestit cu lacrimi în ochi că nu-și mai poate găsi un loc de muncă pe măsura experienței și calificării sale. Până la 35 de ani am pierdut 2 promovări pentru că am născut de 2 ori. O sancțiune pentru fiecare copil. Iar după 45 de ani am ajuns pe linie moartă pentru că am devenit prea bătrână pentru ei. O ascultam pe această femeie și îmi dădeam seama că, deși tema în sine nu mă surprinde, și asta știți și dumneavoastră că mulți dintre noi am întâlnit sau cel puțin am auzit cazuri similare, ei bine, nimeni nu face nimic pentru a elimina acest tip de discriminare. Povestea acestei doamne, care a preferat să rămână anonimă pentru a evita alte probleme, asta, apropo, este o altă vină a societății noastre, și anume că nu îndrăznim să ne spunem ofurile, pentru că nu avem încredere că instituțiile statului ne vor proteja ulterior. Ei bine, povestea acestei doamne nu este singulară. Din contră, cu foarte rare excepții, doamnele și domnișoarele din România au de înfruntat un obstacol suplimentar pe piața muncii: discriminarea de gen. Cât ești tânără, ești avertizată direct sau indirect de șefi, colege, familie, prieteni bineintenționați să nu te grăbești să faci copii, să nu-ți irosești cariera. Dacă îi asculți, amâni momentul în care vei deveni mamă. Și uneori îl amâni cu totul. Dacă nu-i asculți și alegi să ai un copil, atunci când îți dorești tu, nu când e mai puțină treabă la serviciu, ei bine, riști să vezi cum colegii tăi bărbați sau colegele mai puțin grăbite ard etape profesionale care pentru tine devin în final de netrecut. Ai născut, ești pedepsită. Doamna din Cluj are dreptate. E absurd și este nedrept. Și deși nimeni nu recunoaște, după ce ai trecut de 50 de ani, mai ales ca femeie, ești evitată sistematic atunci când se recrutează profesioniști activi, bine plătiți, care asigură coloana vertebrală a oricărei companii importante. Ar fi foarte relevant de aflat câte femei care au împlinit 50 de ani există în zona de consultanți seniori și manageri în mediul corporatist. Și, în contrast, câte sunt trecute pe linie moartă, în activități de rutină din zone administrative sau chiar la curățenie. Chiar dacă încă nu avem datele statistice, dar le vom avea, este suficient să deschidem ochii și să privim în jurul nostru. Fenomenul discriminării femeilor în sfera profesională are o amploare copleșitoare, din păcate. Și pentru că instituțiile statului nu pot sau nu vor să schimbe nimic, noi, doamnele și domnișoarele din România, avem responsabilitatea de a reacționa și de a ne apăra drepturile. În acest sens, îngrijorată real de teama doamnei din Cluj de a-și spune numele și asumând că primul pas pentru a îndrepta o eroare este să o faci imediat cunoscută, solicit Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să înființeze urgent un număr unic dedicat semnalării discriminărilor femeilor, discriminărilor de gen. La acest număr va trebui să răspundă personal specializat, cu pregătire psihologică sau juridică, capabil să asigure deplina confidențialitate referitoare la persoana care semnalează discriminarea.
Am convingerea că, în timp, simpla existență a acestui număr și, implicit, apariția unei posibilități concrete de a semnala discriminarea vor schimba radical statutul profesional al femeilor, indiferent de vârsta sau de prioritățile lor familiale. Șefii, directorii, managerii departamentelor care recrutează pot fi educați să nu mai discrimineze, cu forța dacă de bunăvoie nu se poate. Și pentru a ne asigura că această propunere nu va fi ignorată, așa cum se întâmplă cu multe alte propuneri, vă propun tuturor, femei și bărbați deopotrivă, să susținem împreună înființarea numărului unic împotriva discriminării de gen, semnând o petiție online dedicată acestui subiect. Într-o lume strâmbă, nimeni nu poate trăi drept. Nu v-ați săturat de acest sistem de învățământ care încă pune accent pe învățarea pe de rost, papagalicește și mai puțin pe învățarea din practică? Cred că este timpul unei regândiri totale a sistemului de învățământ. Un învățământ care să stimuleze elevii și să le pună în valoare talentul, creativitatea, spiritul inovator și abilitățile practice. Să trecem de la învățământul bazat exclusiv pe asimilarea cunoștințelor la un învățământ care să vizeze dezvoltarea abilităților și competențelor. Pentru asta avem însă nevoie de un președinte tânăr, cu viziune și îndrăzneală, care să adune la aceeași masă toți responsabilii din domeniu, mediul academic, profesori, mediul privat, ONG-uri, experți internaționali, reprezentanți ai guvernului, părinți și elevi și să regândim împreună sistemul românesc de educație. De 30 de ani votăm răul mai mic. Rezultatul, imunitățile, privilegiile și abuzurile unora au fost preluate și dezvoltate de ceilalți. S-a creat un lanț nevăzut al răului. E timpul să-i oprim, să ne redobândim curajul, demnitatea și onoarea. Sunt Ramona Ioana Brunsils și îmi doresc o Românie umanistă, fără privilegii și imunități pentru politicieni.